Marea Neagră are niște particularități. Pe de o parte este mai puțin salată, este salmastră, pe de altă parte este o mare tânără, cu număr redus de specii. Nutrienții care vin la gurile Dunării și nu numai, determină explozii de populații algale, iar noi fiindcă am pescuit excesiv aceste specii de pești și populațiile acestora sunt reduse semnificativ, această populație algală, cum spuneam, nu este biomasă, nu este consumată și trebuie să ne bizuim pe filtratori. Filtratorii care, din păcate, sunt și ei afectați de depunerile de nisip, de nisip aluvionar, pe de o parte, și pe de altă parte, de un pescuit excesiv și la nivelul acestora. Ce trebuie să facem? Trebuie în primul rând să facem niște diguri, mai multe diguri submerse, de larg, longitudinale, nu perpendiculare cum le făceam odată, când credeam că prevenim eroziunea costieră producând sau turnând diguri perpendiculare. Fals! Încărcam biomasa algală, încărcam tot ceea ce înseamnă zonă costieră cu biomasă algală, o împuțeam, ca să zic așa. Digurile longitudinale și digurile submerse sunt cele de dorit, sunt cele care realizează, pe de o parte, spargerea valului, fiindcă eroziunea nu e longitudinală, ci este transversală, adică perpendiculară pe mal, pe de o parte, și pe de altă parte, aceste diguri sunt fixatoare pentru substratul filtrator, respectiv biomasa bivalvelor, a scoicilor, care realizează o filtrare, o curățire a apei de excesul de alge. Bineînțeles că realizează mai departe înmulțirea unor anumite specii de pește, dar este foarte important că se consumă algele. Foarte important din cauza faptului că acum înisipăm, facem plaje noi. E bine să ne gândim, să le gândim, nu numai din punct de vedere al protecției mecanice, ci și din punct de vedere al protecției clarității apei, să le gândim cu cât mai multe diguri de sparge val, de larg, diguri submerse și balizate, ca să nu fie probleme pentru abarcațiuni, diguri care să realizeze fixarea bivalvelor a scoicilor. Bucuroși vor fi și restaurante, fiindcă tot ceea ce înseamnă scoică în restaurantul Midi, în special, în restaurantele din Constanța sunt de origine locală, ceea ce este și foarte bine, dar în același timp trebuie să fim și foarte atenți că populația acestora să rămână suficient de importantă, de puternică, să nu pățim cu ele cum am pățit și cu peștii, să nu mai avem de unde să luăm.